Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh să binecuvânteze și să sfințească acest locaș, ca să locuiască aici slava lui Dumnezeu și comunitatea care se întrunește. Biserica evanghelică a fost resfințită. Evenimentul a avut loc în data de 19 octombrie, cu prilejul finalizării lucrărilor de reabilitare. Biserica evanghelică, numită și săsească, reprezintă un simbol pentru municipiu. Așadar, proiectul este reprezentativ pentru întreaga comunitate. Finalizarea lucrărilor a reprezentat un moment mult așteptat de toți cei care s-au implicat în realizarea lui. Este un simbol al Reghinului, pentru că este cea mai veche biserică, este și foarte bine amplasată, este o clădire solidă care avea nevoie de o restaurare și mă bucur că am putut împreună cu părintele și cu cei care au contribuit, sponsor și Episcopia Evanghelică, să punem în viață acest proiect. Am pornit modest, așa cum a spus părintele evanghelic, dar Dumnezeu ne-a ajutat și sunt foarte fericită pentru că este reprezentativ pentru municipiul nostru și este un altar pentru ruga pentru Dumnezeu, indiferent în ce limbă o facem. Suntem cu toții foarte mândri și ne bucurăm că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat ca să finalizăm lucrul acesta foarte mare și costisitor și îl rugăm pe Dumnezeu să ne-o țină așa în starea asta bună. Slujba religioasă a fost oficiată de un sobor de preoți de mai multe confesiuni, Reghinul fiind considerat un oraș multietnic. Având în vedere că avem aici în Reghin un ecumenism bun, deci preoții dintre diferite biserici colaborează foarte bine și mergem cu un exemplu bun înainte. De aceea i-am chemat și astăzi să participe și ei, să spună și ei rugăciunea de inaugurare și pentru mine personal a fost o dorință foarte mare și iată că au venit și mi-am plinit-o. Mulțumesc mult și preoților! Proiectul de reabilitare a fost inițiat în urmă cu 2 ani, iar la realizarea lui și-au adus contribuția atât localnici și instituții din oraș, cât și organizații din țară, dar și din străinătate.